Bună ziua, sunt Valeriu Vasilică și vă invit să urmăriți cea de-a 8-a ediție de dezbateri din ciclul Impactul trecutului asupra proceselor de consolidare a încrederii și păcii. Agenția de presă EPN desfășoară acest ciclu cu sprijinul Fundației Germane Hanseide. Dezbaterea de astăzi se intitulează Pogromul din 1903, Călăi, victime și lecții. La ea participă de la distanță domnul Andrei Cușco, doctor în istorie. Vă salut, doamnă Cușco. Conexiunea este. Vă salut. Domnul Alecu Reniță, jurnalist, deputat în primul parlament. Vă salut, domnule Reniță. Bună ziua. Și domnul Igor Boțan, expertul permanent al proiectului. O rugăminte tehnică, ca de fiecare dată, vă rugăm să vedeți pe platformele noastre ipn.md, contul de YouTube și paginile de Facebook, un scurt sondaj și să găsiți puțin timp pentru a răspunde la cele câteva întrebări, pentru că opinia dumneavoastră despre ceea ce facem contează mult. De altfel, pe toate aceste platforme, dar și pe platformele Real Life Media, Real Life TV, privesc eu, poate fi văzută acum în direct această dezbatere, dar și în reluare, dar și toate celelalte dezbateri pe care le-am desfășurat noi pe parcursul a 13 ani. Să revenim la tema anunțată. Astăzi se împlinesc exact 120 de ani de la începutul a ceea ce toți acești ani s-a numit pogromul de la Chișinău. Și mai degrabă că tot așa se va numi atâta timp cât va exista Chișinăul și atâta timp cât va exista istoria. Cum a avut loc acest eveniment tragic? De ce a avut loc? De ce a avut loc anume la Chișinău? De ce a rămas în istorie ca un eveniment cumva aparte, în condițiile când în Imperiul Rus Tsarist de atunci astfel de evenimente au avut loc și cu mult înainte și cu mult după și mult după acest eveniment, și acele evenimente din alte părți au avut proporții mai puternice ca participanți, ca victime, urmări. Și principalul, vom discuta despre toate acestea cu invitații dezbaterii de astăzi, și principalul vom discuta ce lecții avem de învățat din istoria la acest capitol, pentru ca astfel de evenimente să nu se mai poată repeta niciodată, nici la Chișinău, dar nicăieri în altă parte. Vom discuta despre toate acestea pe parcurs. Mai întâi, tradițional, rămânem pentru câteva minute în compartimentul instructiv al proiectului nostru, unde de regulă vorbim despre noțiunile pe care le vom folosi pe parcurs. Astfel, domnul Boțan, ce este un pogrom? Ce autori are acest concept, dacă se cunosc? Care este originea cuvântului pogrom? Care este cadrul legal și internațional care reglementează astfel de evenimente în timp și spațiu, și să ne spuneți puțin și despre tipurile pogromurilor, dacă există mai multe. Da, mulțumesc, domnule moderator, bună ziua tuturor. Pogromul reprezintă acțiuni violente în masă, îndreptate împotriva oricărui grup de populație, având la bază ura religioasă, națională, de clasă sau rasială, adesea motivat de organizații, deci promovat de organizații extremiste sau chiar de poliție, caracterizat adesea prin atacuri fizice, distrugeri de edificii, de clădiri
religioase. Adesea aceste pogromuri sunt însoțite de tortură și crimă, de mutilare, distrugere și jaf, de proporții, violuri și așa mai departe. Dacă ne referim la Enciclopedia Evreiască, ea explică originea acestui cuvânt pogrom, având în vedere valurile, cel puțin 4 valuri de astfel de pogromuri care au avut loc în Rusia țaristă în secolul XIX și care respectiv au devenit foarte răspândite în istoria modernă, de aceea cuvântul pogrom a intrat în majoritatea limbilor europene. Dacă ne referim la etimologia cuvântului pogrom, atunci el provine de la gramit, cuvântul rusesc gramit, a distruge, cu sensul și de măcel, și exprimă o dinamică psihosocială specifică, fiind vorba practic de linșaj, cu călăi colectiv și victime colective, și se crede că de obicei aceste pogromuri se declanșează spontan. Dacă ne referim la cadrul legal existent actualmente, atunci invocăm legislația Republicii Moldova, codul penal, articolul 285, care se numește dezordine în masă și care spune în felul următor: organizarea sau conducerea unor dezordini în masă însoțite de aplicarea violenței împotriva persoanelor, de pogromuri, incendii, distrugeri de bunuri și așa mai departe, și se pedepsește cu închisoare de la 4 la 8 ani de zile. Așa cum spuneam, doar se crede că aceste pogromuri sunt spontane. De fapt, istoria arată că în spatele unor astfel de răbufniri stau evenimente, fenomene mult mai profunde, care de fapt pregătesc terenul pentru izbucnirea sau în trecut pentru izbucnirea unor astfel de fenomene. Cred că aceste lucruri sunt suficiente pentru... Mulțumesc! În special despre aceste fenomene care stau în spatele scenei, ne-am propus să discutăm astăzi, dar cred că ar trebui să începem de la, cum să zic, la cadrul general, tabloul general. Domnule Cușco, când a avut loc pogromul de la Chișinău, cât a durat, care au fost metodele, proporțiile, efectele și de ce pogromul de la Chișinău a rămas în istorie ca un fenomen specific, ca să zic așa, în contextul pogromurilor de până la și după 1903 de la Chișinău. Domnul Cușcău, ne auziți? Da, într-adevăr, astăzi se împlinesc. Da, vă aud. Sper că m-auziți și dumneavoastră. Da, este bine, vă rog, continuați. Se aude? Da, se aude. Să încerc fără video. Da, haideți așa, e important să vă auzim. E mai bine așa? Ok. Deci, după cum ați remarcat la început, anume astăzi se împlinesc exact 120 de ani de la începutul pogromului din 1903, pentru că există diferența de stiluri. Pogromul a avut loc pe 6-7 aprilie, stil vechi, 1903, de Paști. Adică este vorba de prima și a doua zi de Paști. De aceea acest pogrom este de multe ori numit și pogromul pascal sau pogromul din timpul Paștelui. Și această, să zicem, coincidență nu este arbitrară, pentru că în acest pogrom s-au împletit cumva mai multe forme de antisemitism cotidian, în primul rând antisemitism economic și religios, care era răspândit printre păturile de jos, dacă putem spune așa, ale populației, în special țărani, muncitori, soldați. Și acest pogrom a durat aproximativ o zi și jumătate, adică de la prânz în ziua Paștelui, ziua de 6 aprilie, până în după amiaza, seara zilei de 7 aprilie 1903. La nivel
de statistică, a fost un pogrom cu consecințe șocante în epocă și o să explic imediat de ce a fost un eveniment absolut cumva neașteptat în sensul reacției publice. Deci este vorba de violențe care au degenerat, au început prin, să ziceți, prin atacuri ale unor grupuri de câte 30-50 de persoane, se consideră că au existat aproximativ 35 de grupuri de pogromiști, deci numărul total al celor care au participat la pogrom ar fi de maximum 2000 de oameni. Nu se știe numărul exact, dar este vorba de 1500 până în 2000 de oameni. Și consecințele au fost absolut dezastruoase pentru comunitatea evreiască din Chișinău. Ca să înțelegem, ponderea evreilor în Chișinău pe atunci era foarte mare, este vorba de 45% din populația orașului, care era constituită din evrei. Deci au fost 49 de victime, 49 de oameni care au murit, din 49 de evrei și 2 creștini, pentru că au fost și anumite altercații. În sensul celor răniți este vorba, după statistica oferită de atunci de Spitalul Evreiesc, de aproximativ 500 de oameni, iar eu știu, repercusiunile sau daunele materiale au fost enorme. Ca să ne dăm seama, este greu iarăși să avem un echivalent direct în bani, având în vedere că era începutul secolului 20, dar atunci a fost vorba de 2 milioane de ruble, ceea ce era o sumă absolut astronomică. Deci ar fi vorba de câteva sute de milioane de dolari în ziua de astăzi, cel puțin. Și au fost afectate aproximativ o treime din toate clădirile din Chișinău din acea vreme. Aproximativ 1300 de locuințe sau edificii. Adică pentru Basarabia de atunci a fost un eveniment într-adevăr șocant, așa cum spuneam. Parțial, acest șoc a fost produs de faptul că, pe de o parte, Basarabia avea imaginea unei provincii liniștite, cu relații interetnice relativ pașnice, fără conflicte majore în ultima sută de ani după anexarea regiunii de către Rusia. Deci, dar șocul a fost cu atât mai mare cu cât acest pogrom venea după o perioadă de peste două decenii de acalmie relativă. Pentru că avem, și domnul Bozan s-a referit aici la aceste valuri, avem un val de pogromuri, primul val, de fapt, important de pogromuri din Imperiul Rus în anii 1881-82, în legătură cu contextul de după asasinarea țarului Alexandru al II-lea. După care, timp de 20 de ani, nu se întâmplă, cel puțin nu se întâmplă violențe de această anvergură. Și brusc, în această periferie cumva uitată de lume a Imperiului Rus, avem această izbucnire de violență etnică și faptul că a urmat unei perioade relativ liniștite a fost cu atât mai perceput ca fiind cu atât mai traumatic, să zicem, de publicul din epocă. Dacă să ne referim la ce s-a întâmplat de fapt, totul a început cu un conflict în zona catedralei Ciuflea, sau poste catedrale Ciuflea, adică bisericii Ciuflea, strada respectivă, da? De unde au început primele altercații în după amiaza zilei de 6 aprilie, după care și aici deja anticipăm cumva discuția privind caracterul spontan sau organizat al pogromului, după care pogromiștii au început să atace locuințele din cartierul evreiesc. Se presupunea că unii pogromiști aveau la ei liste cu proprietarii sau comercianții sau locuitorii evrei. Deci asta ne arată că a fost cel puțin un element de organizare aici. Cel mai apogeul pogromului a fost în noaptea de duminică spre luni și în prima jumătate a zilei de luni, 7 aprilie. Atunci s-au înregistrat cele mai multe victime în rândul evreilor și parțial sau factorul cel mai important a fost că pogromiștii erau convinși de
faptul de impunitatea lor, de fapt. Pentru că autoritățile nu au intervenit aproape în niciun fel pentru a calma spiritele. Au intervenit garnizoana militară, care număra 5.000 de soldați, care era o garnizoană destul de impunătoare, a intervenit abia după ora 4, după amiază, în ziua de 7 aprilie. Și această, tocmai această lipsă de reacție a autorităților a și generat după aceea suspiciuni, mai mult sau mai puțin fondate, că de fapt guvernul fie ar fi fost direct în spatele organizării pogromului, fie cel puțin ar fi tolerat sau încurajat tacit participanții. Inexistența reacției a fost un semnal pe care pogromiștii l-au citit ca un semnal că sunt încurajați de autorități. Dar vom mai vorbi probabil și mai... Da, mulțumesc mult. Despre motive și responsabilități vom vorbi poate chiar mult mai mult și în special, dar aș vrea să rămânem un pic în această arie a motivelor de ce s-a întâmplat la Chișinău. Vorba dumneavoastră, o regiune uitată de lume, calmă, suficient de tolerantă din punct de vedere etnic și așa mai departe. De ce s-a întâmplat aici această explozie? Care este părerea dumneavoastră, domnul Reniță, și ce se cunoaște în acest sens în spațiul public, în presa vremii, în presa actuală? Da, mulțumesc pentru invitație. Consider că subiectul, chiar dacă are peste un secol, 120 de ani, este un subiect de mare învățătură pentru generațiile de azi, dar și pentru cele care vor veni, fiindcă, deși dosarul este voluminos a ceea ce s-a întâmplat în aprilie 1903, interpretările continuă și după 120 de ani și lucrurile încă par neclarificate de ce acest pogrom a avut loc la Chișinău. În contextul la ceea ce a spus și colegul Igor Boțan referitor la definiții, cred că este foarte important să citesc și să dau citire mai exact Enciclopedia Universală Britanică, care nu face atâta diplomație când explică un termen, dar o ia pe scurtătură, să zic așa, și la acest capitol pogrom, din rusă ei fac această traducere, dau în română devastare, atac în grup asupra membrilor unei minorități religioase, rasiale sau naționale, cu acordul autorităților. Deci asta am vrut să adaug la din Enciclopedia Universală Britanică, ea spune foarte clar cu acordul autorităților. Ceea ce se face de-a lungul timpului, în această ecuație foarte complexă și cu foarte multe necunoscute, dispare adeseori autoritățile. Ba că au fost prezente, ba că au venit mai târziu, dar în foarte multe materiale care între timp am navigat pregătindu-mă pentru această dezbatere, și până în ziua de azi ai impresia că în Basarabia, în acea zi sau în acele două zile foarte dramatice și tragice, nu au existat în genere autorități. Autoritățile țariste păreau lipse. În acest context, clar că noi am avea nevoie ca să clarificăm mai multe aspecte legate de această crimă oribilă care s-a produs în perioada Paștelui, de fapt, a Paștelui, care a coincis în acea perioadă Paștele creștin cu Paștele iudaic. Și aici apar subiecte foarte importante legate, 1. Poliția secretă din Chișinău. 2. Autoritățile țariste. Cum s-au comportat în această perioadă? Mass media, care a existat în acea perioadă în Basarabia, și cine a întreținut o gazetă atât de reacționară cum era Besarabeț, era apărea în limba rusă,
și care era cu conexiuni direct și la Petersburg și la Moscova, fiindcă cei care au întreținut Besarabia tot în 1903 publică un fals redactat de poliția secretă, de șeful poliției secrete Rakovski. Falsul se titula Protocoalele înțelepților Sionului și era prima dată lansat în spațiu public această conspirație universală cu guvernul mondial și cu alte, hai să zic eu, linii directoare pe care chipurile evreimea mondială le trasează acești înțelepți a Sionului. Fiindcă ai întrebat de... la fel aici trebuie să vorbim, este important și asta trebuie să o fac în primul rând cei care se documentează și au meseria de a se documenta istoricii, cercurile de afaceri care erau aici în Chișinău și a cui interese atingeau, erau atinse în cadrul acestor cercuri de afaceri. Comerțul, economia și beneficiarii a tot ceea ce era în Chișinău. Cum se producea în acest spațiu o provincie pe care la 1812 țarul vrea să o transforme într-o vitrină a Europei și care a rămas o fundătură, și în cele din urmă Biserica Ortodoxă din Basarabia și partea de educație care se produce aici. La fel trebuie să se înțeleagă foarte bine, altfel nu o să ajungem la o înțelegere a fenomenului, că însăși antisemitismul era un fenomen urban, nu era un fenomen rural. Iar Basarabia în acea perioadă era o zonă rurală în proporție de 90% sau 88%. Faptul care scoate din această ecuație caracterul agresiv a populației basarabene și putem vorbi, și aici s-a spus, de 1500-2000 de oameni care au participat și vreo 30-35 care eventual puteau să aibă și niște liste. Deci aici trebuie de făcut cercetările de bază și nu de extrapolat o crimă uriașă pe o chestie generală care nu a existat. Contribuția, să-i spunem azi în terminologia, contribuția presiei mass media a fost una foarte importantă, fiindcă otrăvirea și atâțarea, instigarea populației creștine împotriva populației evreiești, ea nu era de o zi sau două. Autoritățile niciodată nu cunoască, cel puțin nu am găsit ca să încerce sub o formă sau alta să diminueze acest mesaj anti-evreiesc care exista la începutul secolului 20, el a existat și ceva mai înainte și de aceea credem că dincolo de fapta propriu zisă pe care am numit-o o crimă odioasă, au existat o sumedenie de resorturi care au generat și care au favorizat ca să se producă acest pogrom de la Chișinău. Mulțumesc, doamnă Reniță. Exact așa cum spuneam, la aceste lucruri din spate, la resorturi, la motive generale, vom reveni un pic mai târziu. Acum, domnul Boțan, am să vă rog să încercați să explicați, pornind de la informația care se cunoaște din acele timpuri și poate extrapolată pe realitățile de astăzi. La modul formal, acest conflict, acest măcel a început de la o informație tirajată inclusiv prin presă, inclusiv prin acel ziar de limbă rusă Besarabeț, precum că un minor creștin ar fi fost schingiuit, omorât în scopuri ritualice de către evrei și o bună parte din atacatori s-au cumpărat pe această dezinformare. Mai mult, între timp s-au făcut niște investigații, investigațiile poliției au dezmințit acest zvon,
dar această informație oficială nu a mai avut acea pondere ca și zvonul inițial. Noi asistăm în acest fel la ceea ce numim astăzi dezinformare și propagandă. În primul rând, nu e vorba de informație, e vorba despre un șir de publicații în revista Basarabeț, care era condusă de Păvălache Crușevan, care insista că omorul unui tânăr de 14 ani din Dubăsari ar fi fost făcut de către comunitatea evrească în scopuri ritualice. Ceea ce a fost o invenție absolut nerușinată, dar care a fost vehiculată de-a lungul câteva săptămâni. Deci nu e vorba de o informație pur și simplu, dar e vorba de o campanie. Noi vorbim de campanie. Asta e campanie, exact. care a pregătit opinia publică și trebuie să luăm în considerație că această revistă era publicată în limba rusă. Eu nu știu dacă țăranii noștri citeau astfel de publicații. Și iată, această publicație a pregătit terenul pentru acest dezmăț care ne aduce tristă faimă nouă acum aici în Moldova, în Basarabia. Deci lucrurile au fost pregătite. Iar dacă ne uităm la biografia și la parcursul de mai departe după acest pogrom a autorului, redactorului acestui publicații, vedem că aici se văd urechile serviciilor speciale administrației, cei mai înalte, pentru că este uluitor, dar atunci când în 1912 aici la Chișinău, cu ocazia aniversării de 100 de ani de anexarea a Basarabiei, deci Săiuz Ruscava Naroda, din care făcea parte Crușevan, ea a pus, deci a pregătit locul pentru a-i ridica un monument și chiar țarul Nicolae al II-lea a venit în ospeție la acești fani a lui Crușevan. Deci dacă le pui toate lucrurile astea împreună, îți apare imaginea mult mai clară, deci ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, iar dacă de-a lungul discuției noastre vom invoca și studiile care s-au făcut pe marginea acestui caz, vom vedea că acest pogrom pur și simplu el a fost programat, iar declanșator a fost această nenorocire cu tânărul la care m-am referit. Ulterior el a fost deshumat și s-a dovedit că au fost doar invenții, că ar fi fost vorba despre uciderea lui ritualică și așa mai departe. A fost un conflict banal în familie, care a fost ulterior cercetat de ulterior și s-a ajuns la concluzia că nu a fost absolut niciun fel de temei ca această publicație și autorul ei să incite opinia publică la ură împotriva comunității evreiești de aici, din Chișinău. Noi știm care sunt originile adânci. Ele sunt, unii invocă că este vorba despre, dacă nu greșesc, capitolul 24 din Evanghelia după Matei, atunci când Mântuitorul a fost răstignit, că chipurile, această gloată striga ucideți-o pentru că sângele lui va fi pe noi. Și chipurile astea ar fi motivul pentru care anumite cercuri ultra-religioase deci pun la bază această chipurile vină colectivă a evreilor pentru răstignirea Mântuitorului. Deci și aici s-a vorbit foarte mult, și colegul Alecu Renița a invocat niște lucruri foarte importante care s-au întâmplat tot în 1905 deja, da? Atunci când au fost publicate aceste protocoale. Chiar în 1903, în Znamea. Znamea, da. Te-au retipărit pe urmă. Fenomenul descris foarte interesant și în lucrarea lui Umberto Eco,
cimitirul din Praga. Deci falsificate, lucruri falsificate care au fost puse la cale de servicii secrete și în primul rând de serviciile secrete ale cancelariei imperiale. Deci trebuie să înțelegem foarte, foarte clar că acest pogrom, din păcate, a fost un fel de răbufnire aici, din păcate, în Basarabia, în Chișinău, care, de fapt, a însemnat că în spatele lui au stat sentimente antisemite cultivate de-a lungul anilor în Imperiul Țarist. Aproape toți dumneavoastră înclinați să credeți că responsabilitatea sau chiar vina primordială este a autorităților. Domnul Cușco, ce dovezi există în acest sens? Dar mai întâi, poate încercăm să căutăm dovezi în structura atacatorilor, structură politică, geografică, economică, lingvistică, națională, pentru că zicea domnul Boțan, Besarabeț, care incita la ură antisemit, la antisemitism, era de limbă rusă și el, în mod normal, cred că putea circula doar în limitele Chișinăului. Chișinău, ce structură etnică, religioasă avea? Da, bine, colegii au punctat foarte bine aceste, eu știu, elemente centrale ale problematicii, așa că eu voi reveni doar la asupra anumitor aspecte mai concrete în cazul ăsta. Deci, evident că noi vorbim de un grup destul de eterogen de atacatori. Tot dumneavoastră ați spus de 35 de grupuri. Ele nu 35 de grupuri în sensul de 35 de bande, să zicem, da? Deci fiecare dintre ele era compusă din aproximativ 40-50 de persoane, da? Așa de cel puțin putem deduce din ancheta care s-a făcut atunci. Dar dacă vorbim de structura generală, atunci ea reflecta, de fapt, aproape destul de fidel structura de atunci a populației Chișinăului. Adică, din cei arestați pe urmele fierbinți, au fost aproximativ 800 de oameni care au fost identificați și arestați pe urmele fierbinți în următoarele zile. Două treimi erau, cum am numit noi astăzi, ruși, dar de fapt erau velico-ruși și malo-ruși, care pe atunci nu erau categorizați diferit în ierarhia oficială a Imperiului. Aproximativ, să zicem, 25-30% din câte se pare erau țărani moldoveni. Și aici o să intru un pic în polemică cu domnul Reniță, în ce sens? În sensul în care, evident că instigatorii și cei care au atâțat spiritele nu erau în niciun caz moldoveni. Pentru că să nu uităm că în afară de această foarte mică elită nobiliară de origine românească, restul erau țărani moldoveni, în proporție covârșitoare. De unde apar acești țărani? Ei apar târziu, în a doua zi a pogromului, din satele învecinate Chișinăului, pentru că zvonurile că se întâmplă ceva în oraș s-au propagat așa ca un foc, da? Să zicem. Și atunci țăranii ăștia, evident că ei au un rol strict secundar. Dar asta nu înseamnă că ei nu aveau un fel de antisemitism rudimentar, economic. Uitați-vă că evreii sunt exploatatori, cârciumari, ei sunt paraziți și noi, țăranii, suntem exploatați de ei. Și asta a fost manipulat, acest antisemitism rudimentar, a fost manipulat, evident, de organizatorii pogromului. Dacă vorbim de Crușevan, de Pronin, principalul lui acolit și complice, o să mai revenim la el, poate, dacă avem timp, de biserică, de anumiți funcționari care au, contribuit direct la atâțarea acestor, la incitarea acestor oameni. Da? Deci, pe scurt, trebuie să fie foarte clar că nu moldovenii au fost forța motrice, atât cât au participat ei au fost cumva încurajați de zvonurile care circulau atunci și unul dintre zvonurile cele mai importante și nu trebuie subestimat acest zvon era că țarul ar fi ordonat chiar prin decret, fie ar fi permis ca evreii să fie, să zicem, bătuți, da? Maltratați.
Ceea ce, mă rog, nu pare atât de neverosimil, pentru că dacă ne uităm ce se întâmplă, de exemplu, în răscoala din 1907, Revolta Țărănească din România, din 1907, este fix același, să zicem, aceeași schemă. Organizatorii, evident, că se află în mediul urban, iar populația rurală este un fel de participant umplutură, așa, secundar și uneori involuntar, aproape. Deci, evident că dacă vorbim de ierarhia responsabilităților, nu moldovenii sunt cei mai implicați aici. Deși de multe ori se vorbește de țărani moldoveni. Acești țărani erau și ruși și nu ei, așa. Deci, restul participanților, majoritatea, erau din mediul urban, erau elemente, cum am zice noi un pic peiorativ, declasate în special. Adică sărăcimea urbană, soldați rezerviști care se aflau în oraș, mici meșteșugari orășeni și așa mai departe. Care întotdeauna în toate pogromurile, dacă ne uităm și în cele care au urmat, ei au fost, să zicem, participanții direct, forța brută. Acum, dacă ar fi să vorbim despre structura lor profesională, am și zis deja cine erau acești participanți direcți, dar cel mai important mi se pare, și într-adevăr aici aș fi de acord cu colegii, să vedem care au fost acele forțe de pe loc din Basarabia care au contribuit la crearea acestei atmosfere, da? Care a făcut posibilă pogromul. Și aici evident că există vina autorităților, iar și nu vreau să fug înaintea cailor, da? Adică o să vorbim despre asta probabil imediat. Da? Este vorba de o parte din autorități, este vorba de biserică, și eu aici aș accentua acest rol, pentru că noi, dacă ne uităm doar la Besarabeț, noi într-adevăr nu înțelegem cum un ziar, dar destul de important, cel mai popular ziar de limbă rusă de atunci, nu știu ce, dar cum a fost posibil ca această propagandă prin intermediul ziarului respectiv să ajungă la populație atât de repede. Și aici, din păcate, ierarhia ecleziastică, pe care este foarte greu să documentăm participarea directă a ierarhilor, episcopul Iacov Piatnitski de atunci și așa mai departe, a jucat, se pare, un rol determinant, anume în propagarea mesajului ăsta din Besarabeț și tirajat de Crușevan, Pronin și alții, în rândurile enoriașilor, pentru că altfel nu înțelegem de ce se întâmplă anume la Paști, de Paști. În al doilea rând, funcționarii imperiale au avut o vină directă, unii dintre ei, da? În special viceguvernatorul Ustrugov, care era un antisemit convins și care se pare că era direct legat de anumite planuri ale administrației imperiale, șeful jandarmilor locali, Cernoluski, șeful poliției locale, Hanjenkov, și probabil acest Levendal, șeful ohranei locale. Deci ăștia au fost funcționarii care pot fi cumva asociați ca autori cel puțin moral ai pogromului, deși principalul era Crușevan. Dar ca să înțelegem cât de complexă era situația, de exemplu, același Crușevan, el nu a participat, el nu era în Chișinău atunci. El era la Petersburg, unde edita un alt ziar foarte important, reacționar, așa mai departe, Znamia, da? Deci, Crușevan este autorul moral al pogromului, dar nu și autorul fizic, în sensul că el nu se afla pe loc. Mai mult decât atât, este foarte greu să spunem care a fost porțiunea vinei acestor funcționari. Adică a fost mai importantă informația derajată prin Besarabeț sau a fost mai importantă tolerarea și încurajarea acțiunilor astea violente în zilele de pogrom de către unii funcționari imperiali, pentru că ei au fost cei care au făcut posibil pogromul. Și nu toți, da? De exemplu, Carl Schmitt, primarul Chișinăului de atunci, care era în relații excelente cu comunitatea evreiască și care în timpul procesului i-a apărat pe evrei, în timpul procesului care a urmat, da? Sau, de exemplu, procurorul Basarabiei, Gore Mâchen, de atunci, care a încercat să fie cât mai echidistant posibil. Deci existau și anumiți funcționari sau reprezentanți ai administrației care nu erau antisemiți și n-au participat la această încurajare. Dar și aici, iarăși, aș fi de acord cu colegii, cei care au încurajat violența se inspirau direct din antisemitismul curții imperiale, în mare parte, și a unor demnitari de tipul lui Pleve, ministrul de interne,
care au și iarăși, au și creat acest climat care a generat pogromul și mai ales după felul în care s-au comportat ei imediat după pogrom, i-a incriminat și mai tare. Da? Deci în loc să încerce să minimalizeze cumva, să zicem, impactul ăsta negativ pentru guvern, ei, de fapt, prin ce au făcut, au exacerbat acest impact negativ. Și, de fapt, au convins atât contemporanii cât și mulți istorici de mai târziu că, anume, guvernul a orchestrat direct pogromul. Deci, scuze că am deviat un pic, dar este important să punctăm aceste aspecte. Mulțumesc, domnule. Și ca să revin din nou, așa, în concluzie, la întrebarea dumneavoastră privind componența propriu-zisă a instigatorilor și a participanților, mai bine zis, este, deci, în primul rând, trebuie să ne dăm seama că nu toți au fost identificați, după cum am spus. Au fost identificați aproximativ 800 de oameni, ceea ce depășea cu mult capacitatea închisorii din Chișinău și o transferată la Odessa, o parte din ei, mai departe. Din acești 800 de oameni, doar 100 și ceva, 130, dacă nu mă înșel, au ajuns la proces. Și doar cei care au fost documentați ca participând la asasinate și la omoruri în mod direct, 37 de oameni, da? Au fost condamnați la ani reali de, la termene reale de închisoare. Deci, practic, justiția a fost destul de selectivă, ca să spun așa, deși a acționat până la un punct. Da? Adică cei care au fost cei mai activi participanți, într-adevăr, au fost condamnați. Dar asta ne arată că unele autorități imperiale nu erau cointeresate să afle adevărul până la cap. Mulțumesc. Cred că ne apropiem foarte aproape, scuzați pentru tautologie, de responsabilitățile autorităților centrale pentru acest caz, dar și pentru atmosfera încărcată cu mult antisemitism în întreaga Rusie. Dar un detaliu, domnul Cușcot, tot pentru dumneavoastră, dacă puteți vărsa mai multă lumină într-o teză pe care a emis-o anterior domnul Reniță. Noi am vorbit până acum de categorii de responsabili și vinoveți. Participanții nemijlociți, autoritățile locale, biserică. Domnul Reniță sugera că ar fi existat și componentă economică și actori direct sau din spate. Cine ar putea? Cine sunt aceștia? De ce sunt aceștia? Da, este o componentă foarte importantă și de fapt aici revin la un personaj pe care l-am menționat deja și care a fost, cum ar spune englezii, enabler, operatorul direct al lui Crușevan la Chișinău. Deci Crușevan direcționa aceste violențe, să zicem, în mod virtual, cum am spune noi azi, de la Petersburg, iar cine era pe loc, cel care răspândea foi volante prin oraș, apropo, dincolo de Besarabeț, da? Și care încerca să incite acești muncitori, plebea urbană, era vorba de un anumit Pronin. Pronin, care era un antreprenor în construcții, originar din guvernia Oriol, deci nu avea nicio legătură cu Basarabia direct, spre deosebire de Crușevan, da? care făcuse afaceri la Odessa, avusese un conflict acolo cu autoritățile locale și se mutase după asta la Chișinău. Și aici, fiind antreprenor în construcții, Pronin a intrat în conflict și în concurență directă cu antreprenorii evrei, care aveau un rol foarte important în economia urbană și care erau, de fapt, foarte prezenți în, de exemplu, în anumite lanțuri de aprovizionare cu produse, deci comercianți, iarăși în construcții, în textile, în industria ușoară, cum am spune noi azi. Da? Deci, iarăși, este important să înțelegem că economia urbană din Chișinău, în mare proporție, era controlată, era dominată de o pătură destul de subțire de comercianți și industriași evrei, pentru că majoritatea absolută a evreilor erau foarte săraci din Chișinău, ca să înțelegem. Deci erau vorba de oameni care abia duceau traiul de zi cu zi. Însă exista un fel de elită care
într-adevăr, era dominantă economic la nivel local, nu mai vorbesc de sfera bancară. Și atunci Pronin, folosindu-se de acest context antisemit din Imperiu și având protecția unor autorități imperiale, poate nu de nivel foarte înalt, dar cel puțin de nivel mediu, a hotărât să se folosească de această, de aceste tendințe antisemite pentru a-și face capital politic. Da? Deci nu-i foarte diferit de ce se întâmplă în ziua de azi, în multe cazuri. Și Pronin a fost cel care este cel mai des asociat cu organizarea directă a acestei propagande în afară de ziarul Besarabes. Da? Și componenta economică nu trebuie subestimată, într-adevăr, pentru că fiind și vorba de o epocă, un fel de depresie, mare depresie de la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, este o epocă cu dificultăți economice, o eră în care șomajul crește, în care nemulțumirile, iarăși, cred că pentru publicul nostru sunt clare paralelele cu ziua de astăzi inclusiv, dar în care deci, aceste tendințe populiste, extremiste, au teren fertil. Și iată, pe acest teren, oameni de tipul lui Pronin au prosperat și el, de fapt, se și lăuda mai târziu că el este principalul organizator al pogromului. Dar în sensul ăsta de mobilizare a plebei urbane, într-adevăr, se pare că el era veriga asta directă cu Crușevan, deci, care lega aceste mulțumesc, evenimente. Mulțumesc că aceasta a fost componenta economică a organizatorilor pogromului. Domnul Reniță, vă rog să mă iertați până o să ajung rândul să ne spuneți despre ceea ce credeți despre responsabilitatea guvernului central care se afla la Petersburg de atunci, despre antisemitismul la nivel de stat în calitate de condiție generală, despre ecourile pogromului de la Chișinău în societate. Eu mi-am dat seama că poate ar fi necesar să precizăm un minut, sper să intru într-un minut, să precizăm cine era acel Pavel Crușevan despre care am vorbit acum ca unul din ideologii, să zic așa. Dar domnul Cușco zice că nici nu era prezent, mă rog. Deci, în ce măsură, cine era patronul ziarului Besarabeț și în ce măsură îi reprezenta pe moldoveni? O sursă rusă, am să citesc rusește ca să economisez din timp, în 1906-1908 Glasnăi Chișinăvskăi Gărăscoi Dumă, deci din administrația locală a Chișinăului, deputat Второй Государственной Думы de la Petersburg. Besarabeț, газета, орган созданного Крушеваном Бессарабского отделения Союза Русского Народа. Союз Русского Народа, массовая черносотенная монархическая организация, действовавшая в Российской империи с 1905-1917. Программа и деятельность Союза Русского Народа базировалась на монархических, националистических, делок на молдовенеште, интеллект, и антисемитских идеях, а также на православном радикализме. Основной уставной целью Союза было развитие национального русского самосознания и объединение всех русских людей для общей работы на благо Российской империи по уваровской формуле православия, самодержавия, народность. În ce măsură ne dăm seama îi reprezenta pe Moldovei. Acum vă rog despre responsabilitățile guvernului central. Ceea ce vreau să spun foarte clar, eu fac parte din oamenii care sunt gata și am făcut de-a lungul timpului, în baza adevărului, să-mi asum istoria Basarabiei și istoria neamului din care eu fac parte și nu mă feresc, fiindcă în înțelegerea mea adevărul poate vindeca. Minciuna agravează boala și o multiplică și duce la degradarea unei comunități. Din punctul ăsta de vedere, este foarte important ca noi să înțelegem exact ce s-a întâmplat și dacă ai pomenit de Crușevan, Crușevan prin profilul lui sau prin viziunea lui, prin felul lui de a înțelege lumea,
El era un adept, de exemplu și în cazul evreilor, el spunea că noi nu trebuie să îi exterminăm pe evrei, noi trebuie să îi asimilăm definitiv. Deci exact acest model pe care el îl vedea asupra evreilor din Imperiul Țarist era și asupra basarabenilor, a neamului lui. Deci el vedea într-un viitor ca toate popoarele din Imperiu să devină un singur popor, poporul rus, care are de fapt în față trei elemente cheie pe care le-ai numit. Dumnezeu, adică ortodoxia, autocrația, adică țarul și poporul, sau narodnost, cum ziceau ei, Rusia imperială. Deci acest model de asimilare, el îl vedea și pentru poporul lui și pentru neamul lui și de aceea el în ansamblu, dacă ținem cont că deja la începutul secolului 20 la Tartu sau la Kiev sau chiar la Petersburg apăreau primele nuclee cu conștiință românească de aici, din Basarabia, și mă refer fie la Pământenia de la Tartu de azi, Torpat de atunci, sau ceea ce însemna și Alexe Mateievici, care a făcut școală la Kiev. Deci noi vedem două, practic, tabere total diferite. Cei care vreau să ia apărarea poporului din care făceau parte, să aducă niște drepturi elementare pentru această populație analfabetă aproape total, și cei care vreau ca ei să fie cât mai rapid asimilați și transformați în parte organică a Imperiului Țarist. Crușevan s-a alimentat sau s-a format în contextul la tot ceea ce însemnau viziunile sutelor negre. Deci el făcea parte din nucleul celor care promovau, sau în limba rusă, cerna sotență. Ei s-au camuflat de-a lungul timpului sub denumiri de Uniunea Poporului Rus, Aiuz Ruskova Naroda, și alte chestii care, în esență, trebuia să le diminueze puțin într-un context mai larg, să le diminueze această atitudine anti-evreiască totală. Ei erau monarhiști fanatizați, adică ei vedeau singura formă de evoluție a Rusiei, numai monarhia, niciun fel de drepturi. Și în contextul ăsta s-au întâmplat niște lucruri foarte și foarte interesante, că după 1861, când Rusia renunță la iobăgie, iar evreimea din Imperiu era aproape jumătate din toată evreimea de pe planetă, adunată în Imperiu, era strâmtorat în așa numitele zone de reședință, erau foarte limitate. Și după 1861, când au apărut primele libertăți, când însăși în Rusia au penetrat acele relații de dezvoltare economică de altă natură decât cele iobăgiste, evident că această evreime, care număra milioane în Rusia, dacă nu mă înșel, poate că domnul Cușco să ne spună exact câte milioane. 5 milioane. Dar era vorba cam de 5 milioane. Deci aceste 5 milioane la acea vreme era o populație care își căuta drepturile lor foarte legitime. Vă dați seama, totuși o comunitate de 5 milioane nu poți ținea într-un ghetou de ăsta și să o strâmtorezi, să o limitezi în drepturi și multe alte chestii. Și de aceea ei au intrat în comerț, au intrat în economie, au intrat în știință, au intrat în cam toate sferele care în acea perioadă, sfârșit de secol 20, început de secol 21, aveau loc în Imperiu. Și atunci multora nu le-a plăcut chestia asta, mai ales cei care aveau un complex imperial, adică noi suntem cei care aici trebuie să dictăm și nu alte minorități, că evreii intrau ca și basarabene, ca și
ca și românii, ca și alții în minorități. De aceea, aici a fost o confruntare între spiritul imperial care se aduna în jurul țarului, care de fapt politica asta împotriva minorităților naționale era o politică a țarismului, mai ales după 1881. Și în contextul ăsta, evident că au apărut mai multe forme pe care țarismul încerca să le promoveze prin diferite organizații. Acești cernosotențe pe care azi în Federația, în actuala Federație Rusă, și pot aduce exemple, încearcă să-i reabiliteze definitiv, după cum încearcă să transfere, și de ce am vorbit de asumarea istoriei propriului tău popor, că ei trebuie să-și asume în exclusivitate toate politicile care au fost făcute în secolul XIX și înainte de secolul XIX, hai să zicem mai modern, secolul XIX, secolul XX, și atunci noi o să-l vedem pe Crușevan, exact moldoveanul care dorește pieirea propriului lui popor și vrea să fie cât mai rapid asimilat. De aceea el făcea parte, că nu vreau să-l citesc, pe un clasic a marxism-leninismului, din acei națmeni care sunt mai răi, cum zicea respectivul, decât chiar rușii șovini. Și asta despre Dzerzhinski spunea. Da. Și de aceea eu sunt convins și pot aduce argumentele aparte de regoare că Crușevan niciodată nu a reprezentat ceea ce a fost în perioada țaristă, spiritul moldovenilor, nu a reprezentat cultura moldovenilor și atitudinea reală a moldovenilor față de ceilalți care au venit și aduși de țar după 1812 în acest teritoriu. În societatea rusă de atunci, dar și ulterior, au existat și o poziție contrară decât cea de antisemitism. Da, la nivel... Referitor la pogromul din 1903, s-a pronunțat cineva și în favoarea victimelor? Da, indiscutabil. Este cunoscută poziția lui marelui Tolstoi din acea perioadă. Este prezent, și-a făcut prezența la Chișinău, Corolenco, care era un nume greu în cultura din acea perioadă. Adică noi trebuie să înțelegem că, de fapt, mințile iluminate ale Rusiei, și am pomenit în cazul dat de Tolstoi, Corolenco, ei înțelegeau că cămașa de forță care era pusă pe tot poporul rus, plus popoarele care le asuprea, era autocrația și modelul ei total depășit, perimat, că noi vedem când la 1825, când decembriștii au vrut să facă primul pas spre civilizație, ei au fost exterminați, au închiși, surghiuniți, aruncați în Siberia. Deci acest proces a fost un... Domnul Cușcu, aveți detalii cu acești reprezentanți ai societății rusești sau alții referitor la pogromul din Chișinău? Da, câteva. Doar înainte de asta aș vrea să spun că, sigur, în mare sunt absolut de acord cu aprecierea de domnului Reniță privind pe Pavel Crușevan. Adică ar fi, cum să spun eu, nefiresc, dacă nu ridicol, să-l asociem pe Crușevan cumva cu mișcarea națională moldovenească, românească sau cu spiritul moldovenilor din care se trezea tocmai în timpul primei revoluții ruse, da, când avem primele manifestări ale unei mișcări naționale cât de cât consistente în Basarabia. Deci el era adversarul, să zicem, quintesențial al oricărei mișcări naționale, mai ales al celei moldovenești. Și a demonstrat-o până la moartea sa în 1909 cu elocvență. Da? Dar aici un mic detaliu privind protocoalele înțelepților Sionului. Bine, el este un fals la care probabil a contribuit și poliția secretă rusă, dar Crușevan, de exemplu, poate fi considerat unul din autorii direcți ai protocoalelor. Pentru că se pare că aici sunt polemici, nu vreau să intru în detalii, au fost mai mulți autori acolo care au contribuit la producerea acestui fals. Se pare că Crușevan, cel puțin prima versiune care apare tocmai în 1903, a fost
cel care a redactat-o în mare parte. Deci este un personaj foarte important și din acest punct de vedere. Acum să revenim la cei care au fost pe partea ideologică opusă, da? Adică intelectualii ruși care au protestat vehement împotriva tragediei și crimelor, violențelor din Chișinău. Și aici sunt trei figuri, două dintre care au fost menționate deja de domnul Reniță. Este vorba de Lev Tolstoi, Vladimir Korolenko și Maxim Gorki. Deci ei au fost cei care s-au remarcat printr-o opoziție publică, vocală. Și dacă îmi permiteți să citesc reacția lui Tolstoi, este interesant că Tolstoi, el a fost evident contemporan și cu primul val de pogromuri din anii 1880 și atunci a tăcut. Deci atunci a fost cumva, nu s-a manifestat public. Pe când acum, cu ocazia pogromului din Chișinău, a ieșit cu o condamnare destul de dură acestor evenimente pe care le-a numit, citez, evenimentele groaznice sau oribile din Chișinău, a condamnat atât pe criminalii responsabili direct, cât și guvernul direct, iarăși, și poziția lui Tolstoi era că, în mare parte, clerul și, citez, hoardele banditești, încheie citatul, ale oficiale funcționarilor ruși, care, citez, mențin poporul într-o stare de ignoranță și fanatism, încheie citatul, deci ar fi direct responsabil de pogrom. Adică sunt niște luări de poziție mai mult decât univoce. Bine, Tolstoi aici a avut și o mică, el atunci era cumva, se ocupa de această doctrină spiritualistă a lui, tolstoismul, da? Și i-a îndemnat pe evrei ca un fel de modalitate de a se salva de aceste violențe, să adopte principiile virtuților, vieții în virtute. Dar asta sunt, mă rog, paranteze. Deci Tolstoi a fost unul dintre cei care a condamnat fără echivoc pogromul. La fel, rolul Korolenko este poate cel mai vizibil, da, pentru că el, într-adevăr, a fost singurul care a venit direct la Chișinău și a scris această... acest text foarte impresionant, Casa numărul 13 de pe strada Asiatică. Este un loc emblematic al pogromului, au fost unele dintre cele mai oribile violențe. Da? Și Gorki, da? Da, mulțumesc, domnul Cușcoare, vin foarte scurt timp la dumneavoastră. Domnul Botan a vorbit despre atitudinea pro și contra pogrom, dacă zicem simplist, din societatea din Chișinău, din societatea Imperiului Rus în general, ce se cunoaște despre reacția pe care a strânit-o acest pogrom peste hotare? A existat o astfel de reacție? Ce știți dumneavoastră? A fost o reacție, un val de reacții, de condamnare. Au fost adresări către Senatul Statelor Unite ale Americii ca să ia atitudine față de... Dar eu vreau să spun și de cealaltă parte, pentru că colegii au menționat că intelectuali de marcă din Rusia au luat atitudine și au condamnat, dar au fost și cei care au susținut. Nu trebuie să uităm că Crușăvan a fost ales în Duma a doua, la 3 ani după acest pogrom și acest Cernăsoție, s-au apreciat niște merite. Da, i s-au apreciat 47 de electori care l-au ales aici la Chișinău, deputat în Duma de Stat, i-au organizat o placă memorială la Peterburg în susținerea lui. Dacă nu greșesc eu, și membrul Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, Ioan Kronstadtski, da, cumva a justificat. Deci au fost lucruri foarte interesante, iar ulterior cei care s-au ocupat de investigație au găsit, de exemplu, și declarații anterioare ale țarului Alexandru al III-lea, care după pogromul din Varșovia spunea că îmi place când sunt bătuți evrei, dar trebuie să luăm măsuri ca acest lucru să nu se prea întâmple, pentru că suntem supuși
presiunilor din afară, ceea ce exact vine în albea la cele declarate de Ale Cureniță, că asta era atmosfera generală în Imperiul Rus. Și acest lucru iese în evidență, mai ales în cartea pe care am văzut că a adus-o Alecu aici, cartea foarte interesantă, de Alexandru Solzhenitsyn, 200 de ani împreună, poporul rus și poporul evreu, care scoate în evidență o mulțime de lucruri, deși trebuie să recunoaștem, eu am avut pur și simplu ocazia să am o discuție cu Adam Michnic. Da, Adam Michnic, care, iată, am avut o discuție de vreo oră pe marginea acestei lucrări, care el spune că, da, Solzhenitsyn este deci un mare scriitor, dar cartea lui e cu nuanțe clare antisemite, pentru că Solzhenitsyn a încercat să explice de ce a existat acest val de antisemitism în Rusia și a adus argumente care pur și simplu nu țin, pentru că domnul Reniță s-a referit la așa zisa centură de reședință. O zonă. Deci sigur că populația era, montată împotriva evreilor, dar că evreii ar fi exploatatori pentru că ei nu cultivă pământul, dar lor le era interzis să procure pământ. Iar atunci când au încercat să-i... Era interzis în genere să locuiască în localități rurale. Localități rurale, da. Și toate aceste lucruri. Că ar... folosi... ar vinde alcool pe care a plătit pentru a deprava țăranii și așa mai departe. Da, dar licențele le dădeau administrația. Deci nu puteau ei să facă toate aceste lucruri. Și evreii, așa cum au menționat și colegii, deci cum au ajuns evreii în Rusia? Bun, Solzhenitsyn începe de la Imperiul Asirian, care a cucerit regatul de nord și 10 triburi au fost aduse între Marea Neagră și Marea Caspică, unde ei au fost cei care au contribuit la transformare. Poate lăsăm pe domnul Reniță să ne dea pe Solzhenitsyn în original? Aveți... Da, vă rog, dacă... Nu, eu am vrut absolut ceea ce zice și colegul Igor Boțan. Am vrut să zic că această carte m-a ajutat foarte mult să ajung la niște documente, care noi habar nu aveam de ele și este foarte important că în aceste documente găsim și o parte ceea ce s-a întâmplat în arealul nostru după 1812. Evident că aici sunt multe lucruri care le-a pus de pe pozițiile... unui naționalist rus. Da. Indiscutabil chestia asta și aici mă dor niște lucruri și pe mine, că, de exemplu, în anumite chestii e adevărat că citează, dar el spune că moldovenii, nu el, dar citează din cineva, moldovenii au organizat pogromul, ceea ce este o enormitate, dar... aceste două secole împreună, evreii și rușii înainte de Revoluție, în două volume, eu am adus volumul 1, fiindcă în volumul 1 este cuprins foarte amănunțit pogromul de la Chișinău și ceea ce este foarte clar cine o să citească capitolul legat de Chișinău, dar și de nașterea sionismului în Rusia, un capitol aparte, la fel este foarte important, o să se vadă clar că dacă autoritățile țariste interveneau în prima zi a acestui rușinos și criminal pogrom, nu ar fi fost victimele de la Chișinău. Deci, asta foarte mult contează, că această pauză și transferul pe a doua zi a acestor confruntări din Chișinău, ele pentru a doua zi când autoritățile țariste au lăsat, și aici este foarte corect, la fel pomenește și Solzhenitsyn, că cineva difuza permanent zvonul că țarul vă încurajează chestia asta, țarul o să vă mulțumească pentru aceste odioase, și ele au fost transferate a doua zi. A doua zi au generat toate victimele. Mai pregătite. Mulțumesc, da. Mulțumesc, domnul Reniță. Domnul Cușco,
Pentru că am vorbit și la început și pe parcurs că acest pogrom din 1903 de la Chișinău face parte din câteva valuri mari de pogromuri care au avut loc în Imperiul Țarist de atunci. Vă rog să ne spuneți, poate succint, despre aceste valuri și eventual despre în care val s-ar include, dacă se include cumva, pogromul de la Chișinău. Domnul Cușcos, sunteți cu noi? M-ați auzit? Ne auziți? Domnul Cușcos, ne auziți? Nu, să repetați întrebarea, cum am, s-a deconectat. Se repet întrebarea, da? Vreau să mă asigur că mă auziți. Până se reface legătura, domnul Cușcop, poate restartați legătura cumva, pentru că aș repeta întrebarea, dar nu vă auzim pe dumneavoastră, nu o să auzim răspunsul. Bine, are cineva un răspuns sau trecem? Da, răspunsul e simplu. Deci în secolul 19 până în total au fost 4 valuri. Cel de la Chișinău intră în al patrulea val, valul revoluționar. Pentru că trebuie să înțelegem cum au ajuns evreii în Imperiul Rus. Datorită politicii imperiale, împărțirea Poloniei și odată cu împărțirea Poloniei, în Imperiul Rus vine 1 milion de evrei. Știm care a fost atitudinea bisericii negativă, de aceea s-a introdus această zonă de reședință. Evreii nu aveau drepturi, erau lipsiți. Evreii erau suprimați, erau lipsiți de dreptul de a circula. Ei puteau nu sta între aceste zone pe care de curând le ocupase Imperiul Țarist. Și pentru că, așa cum spuneau și colegii, pentru că evreii au fost suprimați și Solzhenitsyn în această carte descrie că la început politicile țariste erau de asimilare, iar ei nu vreau să se asimileze, nu vreau să meargă la școală. Da, și da. În a doua jumătate, când progresul tehnico-științific a răbufnit, evreii au început să ia cu asalt universitățile și atunci li s-au pus tot felul de bariere ca să ajungă. Și în situația asta de asuprire, evident că narodnicii activau în Rusia după eliberarea, după renunțarea la Șerbie și așa mai departe, și evreii în circumstanțele create se vedeau nevoiți să intre în aceste mișcări revoluționare. Și iată, toată cartea lui Solzhenitsyn este îndreptată împotriva evreilor, de fapt, deși este un intelectual de marcă înaltă, dar ideea lui principală este că de revoluțiile care au subminat Imperiul Țarist sunt vinovați evreii, pentru că ei au fost elementul cheie în Revoluție. Și în Revoluția din 1905, dar mai ales în Revoluția din 1917. Deci asta este momentul cheie pe care îl discutasem, așa cum spuneam, cu Adam Michnik. Și el, cu mare părere de rău, spune că un scriitor atât de important, cu pondere atât de mare, comite astfel de greșeli, și mi-a făcut cadou o broșură în care cercetătorii evrei arată câte greșeli de logică a comis marele scriitor Solzhenitsyn atunci când a promovat această idee că de revoluțiile din Rusia ar fi vinovați evrei. Mulțumesc. Domnul Cușco, dacă ne auzim bine și ne vedem bine, aș vrea să știu și părerea dumneavoastră referitor la locul pogromului de la Chișinău în cele 4 valuri de pogromuri în diferite etape, în ce măsură se aseamănă și se deosebește acest pogrom de la Chișinău de celelalte? Domnul Cușcău, nu vă auzim nici de data asta. Haideți să sperăm că se restabilește legătura, pentru că ne-a rămas foarte puțin. Eu am puțin. Închis. Sunteți, da? Haideți, ați auzit întrebarea?
Ne pare rău. Ne pare rău. Eu aș vrea, este o chestie foarte interesantă care ea parcă deviază puțin de la subiectul propriu zis, dar două chestii. Mai spuneți ceva să ne asigurăm că sunteți? Nu este bună legătura, domnul Cușcoa. Cunați, vă rog. Există o anumită metodologie legată de investigațiile jurnalistice. Este clar că după un secol și ceva, unora se va părea destul de, cum să zic, de ne la locul lui o investigație jurnalistică. Dar ele sunt inevitabile, fiindcă noi avem, în cazul pogromului de la Chișinău, prima zi când putea fi oprită vărsarea de sânge, deci autoritățile au stat, cu puțin înainte de pogrom, este numit ceea ce a numit domnul, ce a spus domnul Cușco, Levandal, șeful poliției secrete de la Chișinău, deci venit proaspăt și avem misiune. Tot dreptul să gândim că nu a venit chiar de flori de măr, cum se zice. Crușevan, care a ținut prin Besarabeț întâi o campanie de lungă durată ca să otrăvească populația și mai ales ceea ce s-a spus foarte corect prin preoți, a fost difuzat și la nivel de deja de sate, și Pronin, care reprezenta interesul economic a velicorușilor, că azi s-a uitat de termenul velicorus, dar foarte multe conflicte veneau din considerentul că velicorușii trebuie să administreze tot, ceilalți să secundare în toată povestea asta. Ei, și în contextul ăsta este foarte interesant că nu s-a vorbit că și iarăși din Enciclopedia Universală Britanică, acest Pleve, care era ministru de interne în acea perioadă, deci ne se spune foarte clar cine a fost, administrator guvernamental rus, adică în 1881, când a început primul val, valul mare, să zic, de pogromuri în Imperiu, deci a fost numit director al poliției secrete, acest Pleve. Pe urmă a fost luat șeful cancelariei imperiale la 1894, iar în 1902 el este numit ministru de interne, unde se afla și partea din poliția secretă. Ei, acum când încercăm să adunăm diferite cioburi din această poveste, noi vedem că pogromul de la Chișinău, și avem dreptul să lansăm această ipoteză, el nu a fost unul sporadic, nu a fost unul căzut pe neașteptate, ca o bombă peste administrația țaristă. Și dacă mai raportăm că antisemitismul făcea parte ca și asimilarea naționalităților neruse din politica imperială, noi vedem că toate pot fi legate una de alta și în final să ne dea o imagine încă o dată, evident, ipotetică, în care noi spunem foarte clar că acest pogrom inevitabil este parte din politica țaristă de împotriva minorităților naționale. Domnul Cușco, ultima tentativă, sunteți? Nu. Ne pare rău, noi trebuie să încheiem. Tot dumneavoastră, domnul Reniță? Nu este domnul Cușco. De ce este important să ținem minte ce s-a întâmplat? Ce lecții ne dă istoria nouă pentru azi și pentru mâine? O lecție foarte importantă. De câte ori noi uităm trecutul, cineva se exprimă foarte clar, de câte ori uităm trecutul, el trage cu tunul în viitorul nostru, adică ne distruge viitorul. Este nu numai o chestie de a înțelege ceea ce s-a întâmplat, dar și faptul că dacă cunoaștem foarte bine trecutul, noi putem contracara diferite, hai să zic eu, apariții care ele uneori sunt ciclice, trece o anumită perioadă și ele pot apărea. Vreau să vă spun, chiar în 1990, spre surprinderea noastră, a apărut pe lângă lozinca aceea faimoasă, ce Madame Vaxal Rasia, a apărut încă două lozinci foarte
distrugătoare pentru, hai să zic, o mișcare pașnică care însemna, care spune ruskih za Dnestrom, evreiev v Dnestr. Și când noi am încercat în, și în primul parlament să clarificăm de unde, adică mergi pe firul apei ca să găsești sursa, deci sursa era la Moscova și era pusă deja oficial într-o nuveletă că pe clădirea Sovietului Suprem din Republica Moldova pe cu litere de un metru scrie ruskih za Dnestrom, evreiev v Dnestr, scria, adică tramvai, troleibusele din Chișinău purtau la fel aceste lozinci, ceea ce noi am trăit împreună acea perioadă și ne dăm seama cât de fapt, și era unul Borșin, dacă nu mă înșel, care la dânsul s-a oprit investigația noastră, care era la Moscova și în perioada aceea împreună cu o crengătură destul de mare care însemna Tele Ostankino, însemna Itartas, însemna Literaturnaya Gazeta, că ăsta o ne lucra. Deci, de ce am zis lucrurile astea extrapolând? Că dacă noi nu ne protejăm de anumite intoxicări, ele vin sub diferite forme. Noi nu avem nicio garanție, inclusiv dacă azi o să ne gândim, instituțiile statului moldovenesc, cred că sunt foarte penetrate exact de cei care lansează aceste sloganuri care nu ne caracterizează pe noi. Pe noi ne-a interesat rezultate, dar nu ne-a interesat ca să îi scoatem pe cineva din Republica Moldova, nu ne-a interesat, în genere, de ce n-a prins în 1990 această lozincă, slogan cu evreii în Nistru, adică să indicăm în Nistru, fiindcă nici nu erau evrei în Republica Moldova, dar ei, fiindcă au fabricat lozinca la Moscova, ei măcar nu s-au documentat că aici comunitatea era de câteva mii, vreo 3, 4, 5, nu mai știu cât era. Deci, acest lucru este foarte important, credem că noi trebuie să abordăm asemenea subiecte, să le abordăm asumându-ne în întregime ceea ce a fost și este foarte important ca instituțiile specializate, Academia, se poată să prezinte lucrurile cât mai autentic, cât mai veritabil și cu referință inevitabil la surse, ceea ce s-a întâmplat, ca să putem să vedem cine este interesat ca o minciună, de exemplu, din secolul XIX sau la începutul secolului XX, să fie perpetuată și să ne demonizeze pe noi ca o populație care totuși n-am avut de-a lungul istoriei pofte de a ne răfui cu cei care au fost lângă noi. Dimpotrivă, aici ei s-au simțit, cred că, foarte bine și eu n-am mai avut timp, dar localitatea mea de naștere a fost vecină, acum nu mai este nicio frontieră, cu un târg evreiesc. Nu a fost de-a lungul timpului o populație de peste 6.000 de oameni, mă refer la satul meu de Baștină, ca să fie măcar un conflict interietnic dintre români și evrei. Deci toate chestiile astea au fost inventate, aduse și făcute parte dintr-o ideologie aurii, o ideologie care să genereze dezbinarea societății și să n-o facă să fie unit. Mulțumesc. Pe final, domnul Boțan, și dumneavoastră, ce lecții tragem, dar și poate mai în gust, mai concret, care credeți că este acum atitudinea societății moldovenești, a clasei politice, a părților clasei politice față de acest pogrom și față de acte de violență în general? Concluzia pe care cred că trebuie să o tragem este că dacă vrem să fim o comunitate, un stat normal, civilizat, iar noi, cetățeni care susțin și îmbrățișează anumite valori, trebuie să fim onești cu noi înșine. Trebuie să studiem aceste fenomene și pentru că avem acest prilej legat de 120 de ani de la acest pogrom, cred că este foarte potrivit să-i comemorăm pe cei care au avut de suferit, pe compatrioții noștri de origine evreiască. Și de asemenea, este un
motiv să le amintim tuturor că comunitatea evreiască de aici, din Basarabia, din Republica Moldova, a avut o contribuție extraordinară la dezvoltarea Republicii Moldova, la dezvoltarea culturii, științei, oameni care au dus faima Republicii Moldova în lume. Și un lucru foarte important, de asemenea, dacă tindem spre integrarea în Uniunea Europeană, trebuie să ne amintim că proiectul de Constituție care a fost elaborat de Conventul lui Giscard d'Estaing, chiar în preambul spunea că Europa, civilizația europeană, este de origine iudaico-creștină. Deci noi trebuie să înțelegem că datorăm foarte mult poporului evreu faptul că avem acest document, Biblia. Deci citesc din discuția mea pe care am avut-o cu Adam Mihnic și din care am învățat foarte, foarte multe lucruri. Deci noi avem temeiuri foarte însemnate acum să-i comemorăm și să transmitem un mesaj foarte clar. Astfel de evenimente triste nu trebuie să se mai întâmple niciodată, iar în Republica Moldova, reprezentanții tuturor grupurilor etnice sunt cetățenii noștri pe care îi respectăm la fel ca și pe băștinași. Eu cred că asta trebuie să fie principalul mesaj. Mulțumesc, aceasta a fost dezbaterea programul din 1903, Călăi, victime și lecții. Mulțumim pentru participare domnului Andrei Cușco, doctor în istorie de la distanță, cu părere de rău, legătura s-a întrerupt. Dar doar spre final și contribuția domniei sale în evocarea acestui eveniment a fost pe măsură. Mulțumim domnul Andrei Cușco, mulțumim domnului Alecu Reniță, jurnalist deputat în primul parlament, și domnului Igor Boțan, expertul permanent al proiectului. Mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit sau ne vor urmări în reluare pe toate platformele Agenției de Presă IPN, da, și pe platformele privesc EU, Relive Media, Relive